primul Eminescu, care de fapt s-a numit Emin. Emin, așa. Și era pe satelit, da. Pe când planeta Ancestralia de nu pe planu, pe planeta. Da, satelitul planetei Ancestrale, așa. Deci își va relua denumirea de Emin, așa. Un alt, probabil numărul 9, dacă va mai putea fi recreat, sau altcineva, se spune că nici la numărul 9 nu mai poate fi recreat, că nu mai le-au discuts matricele existențiale, așa, își va relua denumirea de Eminovici, iar Eminescu nu va mai exista. Deci, din punctul ăsta, deci în forma de Eminescu. Da, de ce? De ce? Va, care nu va da, mai fi recreată. Da, da, nu va fi recreată și se va institui o ordine, un exemplu care va fi dus, cine face ca ei, ca ei, ca ei o să păsească. Între timp a început din nou, s-a format o comisie care analizează conspirația și abuzurile în conducere, în conducerea supremă, comisie de Creos, în calitate de conducător suprem al ansamblului supremațial. Creos, înainte de competiția da, civilizațională da, da, câștigată da, de Golivieni. Da, 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 nu, acum s-a format. Acum, păi da, da. Acum, până acum nu se putea, că erau la conducere. Sigur. Așa. Deci, cu Domenicos la conducere. Deci, s-a constituit această comisie, a început judecata împotriva lui Creos și simultan judecata împotriva civilizației virtuale, reptiliene, balauriene, roșii, gustative, agresională, civilizațională virtual și androgină, ca civilizație care l-a dat ca reprezentant în conducere pe așa, pe Creos. Din câte cunosc, astăzi am fost informat, sau chiar ieri încă, așa, Creos ieri spre seară, noapte, deci Creos a fost condamnat la anihilare ființială cu toate, cu distrugerea tuturor matricilor, găsit vinovat, judecat, găsit vinovat pentru grave abuzuri și, mă rog, și mari prejudicii aduse la multe civilizații virtuale, inclusiv agresionale civilizațional, așa, și condamnat la anihilarea matricilor ființială, anihilarea ființială și distrugerea tuturor matricilor existențiale care să nu mai poate exista niciodată, așa. Nu a fost încă anihilat. De ce? Pentru că continuă și el este un martor principal. Anchetarea în continuare, anchetarea, judecarea civilizații virtuale din care el a făcut parte, care l-a trimis ca reprezentant. Ce vreau să spun? Se mișcă ceva.